După cum știm cu toții, protagoniștii adevărați ai evenimentului de astăzi sunt elevii claselor a 8-a. Așadar, cu siguranță au să ne transmită gândurile lor în acest moment de mare însemnătate pentru ei. Voi acorda așadar cuvântul reprezentanților elevilor claselor a 8-a, elevilor Dragiș Irina și Suciu Ilvan George Emanuel. Mulțumim! Stimate doamne director, distinși profesori, dragi părinți, iubiți colegi, începutul, reprezentat de prima zi de școală, prima zi în care te-ai ales cu noi prieteni, prima întâlnire cu dirigintele, prima dată când ai vorbit în fața unor persoane, primele aplauze, începutul este și va fi o etapă mereu însoțită de emoții, mereu un lucru greu. Dar, pe de altă parte, sfârșitul e momentul care aduce bilanțul, în cazul nostru, bilanțul celor 4 ani de gimnaziu. Prin urmare, cu vocea tremurândă, cu inima bătându-mi la maximum, voi încerca să vă transmit puțin din ceea ce am învățat eu la această școală, puțin din experiența trăită. 4 ani de cunoaștere, 4 ani în care visurile, aspirațiile și dorințele noastre au prins contur spre un drum care ne apropie de formarea noastră. 4 ani de greșeli, fără de care nu am fi încercat nimic nou. Într-un cuvânt, 4 ani de împlinire. Pentru asta am să-mi îndrept acum gândurile spre domnii profesori, mereu alături de noi atunci când am avut nevoie, mereu cu un sfat și o îndrumare, toți având același țel, ca noi să devenim oameni. Pentru aceste lucruri am onoarea să vă mulțumesc în numele tuturor elevilor pe care i-ați îndrumat și, dacă mi se permite, în numele elevilor pe care sunt sigură că îi veți îndruma la fel de bine și de acum înainte. Din rândurile domnilor profesori se desprind chipurile doamnelor diriginte, care au avut răbdare cu nerăbdarea noastră, care ne-au înțeles burdălnicia vârstei, care ne-au dorit o frântură din sufletul dumnealor, devenind un exemplu de neuitat. Dar nu puteam să uit de colegii noștri, cărora vreau să le mulțumesc pentru toți acești ani în care am împărțit de toate: mâncare, teme, râsete, tristeți, bucurii, niște momente unice care au constituit o lecție deosebit de importantă, aceea de a fi aproape unii de alții. Amintirea clasei ne va îmbrățișa viitorul, întrucât am fost și vom rămâne o familie. Iată, ne-a ajuns la final. Este clipa în care ne-am rămas bun de la această școală. 4 ani au trecut parcă prea repede. În acest timp de studiu am muncit alături de profesorii noștri, care ne-au îndrumat pașii și care ne-au susținut atât ca dascăl, cât și ca prieteni. Ne-au ajutat atât în formarea noastră intelectuală, cât și în cea umană și spirituală. Ne aflăm în fața unui moment de sfârșit, dar și de un nou început. Un moment în care noi porți ni se deschid, în care o viață nouă ne așteaptă. Dumneavoastră ați fost martor la transformarea noastră zi de zi. Am crescut, am muncit, am greșit, dar din acestea am învățat cu toții. Ne-ar plăcea să credem, atunci când ne priviți, că sunteți mândri de noi și că reprezentăm într-o bună măsură rodul muncii dumneavoastră. Sperăm că nu vă vom dezamăgi, ci vom urma drumul ce ni l-ați deschis. Vom ajunge oameni de cinste cu care să vă mândriți. Cu respect și recunoștință pentru tot efortul depus pentru noi, putem spune că suntem gata pentru noul drum, plin de neprevăzut ce ne așteaptă și pentru care cu devotament ne-ați pregătit zi de zi în toți acești ani. Vă mulțumim că ne-ați oferit un loc unde am învățat să gândim, unde nu am primit doar informații, ci am fost formați ca oameni. Dragi colegi, urmați sfatul patronului spiritual al școlii noastre, istoricul Nicolae Iorga. Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Momentul de azi este un schimb între generații. Așadar, elevii claselor a 7-a transmit și ei propriile gânduri către colegii lor prin intermediul elevei Maria Fericean din clasa 7-a D. Stimați invitați, dragi colegi, am deosebită bucurie de a mă adresa azi dumneavoastră în numele elevilor de clasa 7-a, a celor care preiau de la colegii mai mari cheia școlii, simbolul instituției noastre. Dragi colegi absolvenți ai clase 8-a, ați străbătut un drum pe care azi îl finalizați, o călătorie plină de emoții și de aventuri. Ați pornit vitejește în clasa 5-a cu dorința de a vă demonstra calitățile, iar acum sunteți în etapa finală acestui parcurs. În această memorabilă zi de 3 iunie, amintirea elevilor de clasa 8-a rămâne în sufletele tuturor, făcându-le să râdă, să se încălzească și să retrăiască toate clipele, zilele, anii petrecuți cu aceștia.
Curând vor ieși de pe porțile școlii Nicolae Iorga și își vor aduce aminte de toate năzbâtiile, de prieteniile legate, de râsetele și șoaptele spuse pe furiș, de toate clipele minunate care au făcut copilăria lor să înflorească. În acești ani de școală au învățat, au crescut și s-au format pentru liceu. Realizările lor vor rămâne aici peste generații și generații, ținând spiritul lor viu, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Sperăm ca de fiecare dată când veți privi spre școală, să priviți în adâncul sufletului către epoca voastră de aur. Vă urăm mult succes pe mai departe! Mulțumim frumos și fiindcă mesajele au fost transmise cu atâta emoție, propun să realizăm și gestul simbolic al predării cheii școlii Nicolae Iorga de la elevii claselor a 8-a către colegilor din clasele a 7-a. Și aplaudăm! Acolo i-am văzut. Ce să le luăm? Știți-ne că le-am văzut.